Păi nu mă ăla, parcă altul n-ar. Acum am plăcerea să filmez în compartimentul în care sunt găzduiți puii generației 2018, aparținând fraților Angel, Marius și Sergiu. Câți pui aveți aici, Marius? Avem un numeric de 59 de puișori aici. Este toți afară? Este toți afară, da. Mai puțin cei care ați văzut în partea cealaltă, unde este compartimentul de matcă. Aceștia ies toți afară, zboară la cer, se antrenează. A, e bine, dacă se duc la stol și asta zboară... Se antrenează. Ne cerem scuze acum puțin pentru mizerie, încă n-a ajuns omul să facă curățenie astăzi. Nu, oricum e bine. E puțin găinați așa, pe părțile unde nu, da, nu sunt grătare. Fac multă mizerie, n-avem ce să facem. Da. De aceea trebuie făcută curățenia zilnică. Sunteți adepții... Pentru că sunt foarte sensibili, da. Încă nu și-au format imunitatea și... Da. Zburați, foarte important. Îi zburați toamna? Sunteți adepți zborurilor cu pui? Eu cu asociația? Adeptul, da, sunt adeptul zborurilor cu pui, dar problema în clubul nostru este că nu se organizează concursul. Nu se organizează, cu pui, nu? Da. Probabil și din cauza costurilor chipurilor. Ai dreptate. Să ineleze un lot de 50-60 de pui. Așa e, așa e. Așa, așa e. Eu totuși încerc să motivez crescătorii și în anii precedenți am organizat un derby cu premii din sponsorizări proprii, un derby de la 330 de kilometri din localitatea Somloc, la care au fost invitați și colegii din cealaltă federație, din UCP. Bun, e perfect. Da, am avut o totalizare a premiilor de 1000 de euro și au fost premiate locurile de la 1 până la 15, după care la finalizarea competiției am făcut o masă comună împreună cu cei membri și cu membrii noștri. Așa trebuie să fie. Ne-am chefuit, am oferit premiile și super. Sperăm să continuăm tot așa și în continuare. Este oamenii aproape, da. Sigur că da. Să fim uniți, să fim uniți. Și probabil să ne unim și la nivel de club și de federație. Da, adică să vă întoarceți acolo de unde ați plecat, practic. Acesta ar fi scopul final, da. Să fim toți împreună, pentru că cum am spus și anterior, în primul interviu, este vorba de punctaje foarte mari datorită numericului mic de porumbei. Da. Dacă plecați startul cu sub 1000 de păsări, da. Se pierd pe parcurs, se mai pierd, e inevitabil să nu se pierdă, atunci e dificil. Toamna până la ce distanță îi duci personal cu, până organizezi etapa asta de deci derby? Până înaintea începerii concursul respectiv, antrenamentelor cu mașina asociației, da. Porumbeii sunt antrenați până la distanța de 90 de kilometri. De câte ori Progresiv, începem cu 5 kilometri, după care urcăm distanța până ajungem la 90 de kilometri. Da. După ce fac două antrenamente de 90 de kilometri, vor fi introduși în mașina asociației pentru antrenarea la comun cu ceilalți porumbei ai clubului. Lansarea numai la stol, nu? A lor, pentru că sunt pui, sunt mici. Ce anume? Îi lansezi numai la stol. Deci le dai drumul tuturor odată. Deci până când îi duc personal, sunt lansați la stol, da? Da. După care, când îi introducem la mașina asociației, vor pleca împreună cu restul porumbeilor, a tuturor membrilor din asociație. Da. Ce ai constatat? Toamna, zborurile de pui sunt elocvente? Adică un pui care obține toamna un rezultat bun face aceeași dovadă și primăvara ca amator? Sau... Asta este destul de interpretabilă chestia. Atunci când îl treci la vădovie, se schimbă treaba. Da, există porumbei constanți care rămân și de pui constanți, dar există porumbei care se schimbă pe parcursul maturității. Există și porumbei care în primul și al doilea an de zbor nu fac nimic, ca se remarcă abia din anul 3 de zbor. E depinde de linie, depinde de... Le dați credit până în al treilea an, dacă îl simți că ar avea potențial, dar totuși nu-l valorifică, nu-l... Da, le dau șansă. Le dau șansă, nu? Da, le dau șansă și în al treilea an de zbor. Da. Te întreb asta pentru că sunt unii care, mă rog, dacă de toamna depui sau de cel mult ca iarlingi, nu și... Vedeți că este o vreme destul de ploasă acum și ce zburliți stau, ce urât da. Stau. Nu vede asta, ideea e că se citește, da, într-adevăr, e puțin umezeală în aer. Da, nu le place. Ei simt asta și stau puțin, dar oricum da. Arată bine, îmi place. Bine crescut, se vede, arată ca niște porumbei maturi și nu-s decât la vârsta de cât 3-4 luni, nu? Unii dintre ei.
sunt ok, sunt sănătoși. Da, am mai inelat și o parte din acești pui cu inele gol. Da. Da. Nu strănută niciunul, e bine. Să sperăm că reușește careva să facă totuși un rezultat. Unul dintre cei din fața noastră, în anul care urmează, da. Deși distanțele la categoria fond s-au mărit și va fi destul de dificil. Așa este. În schimb, speranța moare ultima, știți cum este. Nu aveți voie să renunțați. Nu renunțăm. Sunteți obligați. Nu renunțăm. Vă dăm vedere condițiile deosebite pe care le aveți aici, pasiunea, investiții, tot ce faceți voi, munca pe care o depuneți, nu aveți voie să renunțați. Adică sunteți niște crescători de talon, zic eu. La experiența colombofilă pe care o aveți de numai 6 ani, nu? Da, 6 ani. E totuși bine, foarte bine. Vă felicit din nou, Marius. Toate cele bune vă doresc și mult succes în continuare. Aștept.